Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit sau regăsit la primul meu vlog oficial de pe noul meu canal YouTube, pentru că am avut înainte un canal YouTube, dar asta vă voi zice în minutele care urmează. Până atunci mă voi prezenta. Numele meu este Negulescu Gabriel. Orașul natal în care locuiesc este București, România. Culoarea mea preferată este albastru și pasiunea mea este de a face vloguri. Și acum să vă zic ce mi s-a întâmplat cu vechiul meu canal YouTube, pentru că am avut înainte un canal YouTube deschis pe 19 septembrie 2020 și închis pe 18 august 2021. Am avut câteva probleme, așa, nu știu ce să vă zic, niște probleme speciale. Și în această cauză am fost nevoit să-mi închid canalul de YouTube. Și uitați-mă, după 2-3 luni, cu un nou canal YouTube în carne și oase și cu alte videoclipuri. Da, pe vechiul canal îmi arătam în toate videoclipurile fața și nu vă arătam împrejurul, de jur împrejurul meu, cum vă arătă acum pe nou canal de YouTube. Și pe vechiul canal de YouTube am făcut câteva vloguri speciale, am fost la Sinaia, deci că Sinaia e orașul meu preferat. Asta am uitat să vă zic, deci orașul meu preferat este Sinaia. Da, pe locul 1, pe locul 2 București și pe locul 3 orașul de lângă Sinaia, adică Bușteni. Și am mai făcut și alte vloguri speciale, spre exemplu, am fost odată în Spania, o săptămână și am filmat. Bine, am filmat toate videoclipurile în care mi-am arătat numai fața. Deci, pe tot parcursul vizitei în Spania, mi-am arătat numai fața și nu mi-am arătat împrejurimile. Așa. Și, da. De acum încolo, pe noul canal de YouTube, îmi voi arăta împrejurimile. Da? Și chiar vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, pentru că eu voi posta odată la 2-3 zile. Nu chiar zilnic. Acest canal de YouTube va fi deschis în noaptea de Revelion, pe la ora 12:30 pe 1 ianuarie 2022, ca să fiu în ton cu anul. Da. Și îl voi deschide atunci, iar videoclipurile care le filmez în luna noiembrie, pentru că acest videoclip este filmat pe 4 noiembrie 2021. Iar pe 2 noiembrie 2021, mai exact acum 2 zile, am fost la Sinaia și am filmat. Da? O să vedeți în următorul videoclip cum a fost la Sinaia. Da? Mai am un pic de editat la videoclipul ăla și pe urmă îl încărc atunci, pe 1 ianuarie. Da. Și primul vlog îl voi încărca mai exact pe la ora 12. Sau nu chiar pe la ora 12. Undeva pe acolo. Sau în programul ăsta. Da, și ce voi posta diverse pe acest canal de YouTube? Voi posta vloguri din diferite locații din București, mai exact doar în parcuri, pentru că în alte locuri din București chiar n-am pe unde. Spre exemplu, locuri speciale în București, doar Calea Victoriei, bineînțeles. Da. Și ce voi mai posta? Voi mai posta, ca surpriză, un traseu de autobuz. Este vorba despre linia 361. Îi voi filma traseul de la Piața Unirii până la Complex Băneasa și de la Complex Băneasa până la Piața Unirii, cap-coadă, tur plus retur, da? Va fi filmat pe zi, nu va fi filmat în zi de iarnă, adică să n-aud în comentarii că la vlogul de la Sinaia, gen, păi, videoclipul ăsta nu e bun acum, că tu ai filmat în zi în care nu e zăpadă la munte, că de fapt e zăpadă la munte la acea zi. Păi da, vă înțeleg, da. Videoclipul ăla a fost filmat pe 2 noiembrie 2021 și îl încarc pe 1 ianuarie 2022. Deci, de-aia. Și eu m-am mâncat ca nebunul pe aici, pe sus, să văd cum cobor acum. Chiar nu știu cum am urcat aici. În timp ce vorbeam cu voi, m-am urcat sus pe aici. Uitați, bicicliștii, bicicleta. Am să văd cum cobor pe aici. Poate cad și îmi scapă și telefonul, da? Într-un final, după cum vedeți, am ajuns jos, da? Bucurie mare, da? Am ajuns. Câteva cuvinte despre Dacia Spring. Dacia Spring, aparent, este mașina mea preferată. Și A tot început să apară pe străzi, începând cu luna octombrie 2021.
Dacia Spring, o vedeți acum pe ecran cum arată. Arată ceva de genul ăsta. Da. Opa, așa. Mă scuzați, dar iar am urcat sus pe aici. Nu știu cum. Da, opa, așa, gata. Am ajuns jos. Iar am urcat sus pe aici. O să pun și o punct acestui vlog, primului vlog de pe noul meu canal de YouTube. Așa că eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, subscribe, like și ne vedem la următorul videoclip. Așa că, ceau, pa!